Asistenta medicală de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, care a fost confirmată cu COVID-19 la testarea rapidă, iar apoi confirmată negativ, va fi testată a treia oară pentru coronavirus. Vom trimite pentru a treia oară testul, astfel încât să putem fi siguri. Ne-am luat măsurile de precauție ca să nu se infecteze și alte cadre medicale. Avem în vedere testarea tuturor cadrelor medicale de la nivelul Unității de Primiri Urgențe, de la nivelul secției de boli infecțioase și de la nivelul secției de ATI. Acest lucru se va desfășura în perioada imediat următoare. Aș vrea să înțelegem că nu trebuie să ne panicăm, să înțelegem situația așa cum este. Totodată, autoritățile din Prahova, cât și cele la nivel național, dar și global, au făcut de mai multe ori apel la cetățeni să se informeze din surse sigure privind situația pandemiei de coronavirus. De data aceasta, Bogdan Toader, în același mesaj postat pe pagina de Facebook, a făcut din nou acest apel către prahoveni. Consider că este mai mult decât necesar să cunoaștem lucrurile așa cum trebuie și să ne informăm din surse de încredere. În acest caz, cele mai bune surse ar fi Direcția de Sănătate Publică și Instituția Prefectului, pentru că ei comunică pe partea de situații de urgență.